bine v-am regăsit la Vedete Fără Secrete aici în casa inimilor noastre, Vâsâioc TV. În această seară vă promit o ediție deosebită pentru că deosebit sunt invitații noștri. Încep cu o minunată femeie, doamnă și artistă și atunci când zic minunată, cred că este deja intrigant. Ia haideți să vedem, avem un oaspete de onoare de care chiar mi-a fost dor. Marea artistă Ileana Sipoteanu. Haideți să o salutăm cu aplauze. A zis să vă prezint modest, dar n-am cum altfel decât așa. Mulțumesc, Doinița, cu mare drag oricând la tine. Ești o persoană tonică. Bine ați revenit. Alături de compozitorul Ion Istrati, vă salutăm cu drag, bine ați revenit. Cu dumneavoastră ne-am mai văzut ceva timp în urmă, înainte ca să intre emisiunea în vacanță. Dar cu doamna Ileana chiar nu ne-am văzut de mulți ani. 2018. Doamne, cât de repede a trecut timpul. Dar să știți că sunteți tot la fel de frumoasă. Poate și mai. Și minunată, da, poate și mai exact. Aici mi-a plăcut. Da, nu, glumesc. Nu, cred că gena e foarte bună la mine. Și probabil și optimismul meu. De multe ori exacerbat, așa, știi, un optimism care îmi dă putere, știi? Da, nu, cum era vorba, nu anii din viață, dar viața din ani. Deci asta trebuie e, sunteți plină de viață. Da. Da. Plină de viață, de verbă, de energie pozitivă. Ai văzut ce? Viața este dură și nu ne iartă și atunci trebuie să avem noi grijă, să fim într-un anumit fel, mai ales ca artiști. Atunci când am văzut ultima oară, erați după o pierdere foarte mare, după pierderea soțului dumneavoastră, dar mă bucur că am putut să vorbim și să stăm așa noi, mai suflet lângă suflet, mai ca fetele, mai ca... Da. Și oricum, în ciuda situației, ați reușit să străluciți și de fiecare dată v-ați menținut poziția asta. Vezi? Cum se Steaua mea a fost să fie strălucitoare. Să strălucesc. Nu, glumesc. Nu știu, cred că așa a fost să fie. Eu am fentat destinul de multe ori, să știi. Am crezut că îl fentez, de fapt. Însă destinul este destin și cred că exact ca în melodia maestrului Ion Istrati pe care mi-a oferit-o, se numește O simplă întâmplare. Este o melodie nouă. Practic, pentru că anul trecut am lansat-o, n-am lansat-o, doar am testat-o la public și are succes, da? Și Elena Răileanu, cea care ne-a scris versurile, exact așa, ea nu s-a gândit și nici eu nu s-a gândit, dar eu m-am gândit. Mesajul cântecului este un mesaj al destinului, că nimic nu este întâmplător, exact cum ți-am spus, nimic nu este degeaba, toate au rolul și rostul lor, așa îmi place să spun. Și cred că cine se aseamănă se adună. Da, a fost predestinat să vă adunați. Da, aici vreau să duc, a fost predestinat să vă adunați. A fost chiar o plăcere să... Eu nu mă mai gândisem la să mai înregistrez ceva nou, pentru că am foarte multe melodii. Adevăr vorbiți acum? Da, pentru că am melodii foarte multe în repertoriu. Steaua aia strălucitoare, nu se oprește din strălucire niciodată? Am melodii multe în repertoriu pe care ar trebui să le readuc în actualitate, știi? Să le remixez cumva, să fac numai cu marele șlagăre, n-am ajuns cu remixarea pentru că nu-mi place. Vreau să fie pe patina timpului, să fie exact așa cum sunt ele. Pentru că nu mai au strălucire dacă umbli la ele. Sunt melodii care nu mor. Niciodată exact. Și da, trece timpul, dar ele rămân la fel de actuale din toate punctele de vedere. Chiar i-ar fi păcat să umblăm la ele, nu? Eu am avut șansa de a avea colaboratori textieri foarte buni, cu mesaje frumoase, mesaje de iubire. Eu am cântat, în general, cântece de iubire, dar știți că pe vremuri, pe vremea comunistă, se mai cântau melodii cu mesaj patriotic, însă noi ne-am cam eschivat așa puțin și veneam cu câte o melodie de iubire și spărgeam tipanele, știi, era o chestie foarte... Așa Ion, ia spune. Așa e, corect. Dar chiar aș vrea să aflu cum de v-a venit ideea să colaborați cu mare artistă Ileana Sipoteanu. Deci nu, că a fost într-adevăr, e o dovadă și de curaj, de cenu, și de îndrăzneală, că uneori te gândești pe cum o să reacționeze un om care totuși și-a pus viața pe altarul artei și poate nu ar fi atât de accesibil. Știi? La asta mă refer. Elena, spune cum ieri ai spus la radio. Așa. Da, cum s-a întâmplat? El e mai emotiv, așa, nu știu, îl cunoști da, bine? Da, de asta și zic, că cunosc, bine a luat curajul ăsta, că e un om brav, dar... Am îndrăznit și eu, adică nu știu. Am vorbit cu Elena, Elena m-a sunat prima dată și mi-a spus, Elena, măi, este un compozitor aici tânăr și el își
nu că își dorește să-mi ofere mie, dar vrea să, fiindcă la recomandarea mea, adică a ei, să-ți dea ție această melodie, pentru că ți se potrivește la fix. Am înțeles. Zice, cum a zis, Ileana Șipoteanu ia să cânte melodia da, asta. Da, anume ea, da. Și el a fost, da, ok, ea m-a sunat, m-a întrebat, ai vrea să faci, uite, eu îți trimit un demo și m-a trimis un demo cu da, vocea lui, vocea mea, da. Ceea ce este foarte bine, pentru că compozitorul știe fix ce vrea. Așa era și Mitică, la fel, Dumitru Lupu. Mi-a plăcut versurile prima dată, foarte mult. Mi-a plăcut mesajul cântecului foarte mult. Și pe urmă am ascultat încet, încet, de foarte multe ori și cu melodia și zic, dacă după două zile eu am cântat piesa fără niciun ajutor, adică fără să mă uit pe versuri, fără să... Așa mi-a intrat foarte repede în cap, am zis să-i bun. Deci a fost scânteia aia. Da. S-a prins de inimă imediat. Așa este, da. Dar interpretul întotdeauna simte când e piesa lui. Deci face... Absolut. E clopoțelul ăla care îți spune, a mea ești. Așa este. Piesa, draga, a mea așa ești. Așa este, așa este. Păi da, avem și o frică, adică oricare că... Ileana Șipoteanu e un nume sonor și... Asta ziceam. Da, da, și exact. Avem o frică oricare, zic, măi, cum, cu toate că ea are multe piese formidabile, cu atât mai mult soția lui Dumitru Lupu, cel mai... Nu, cel mai, dar unul dintre. Unul din cei mai buni compozitori da, al României, adică da, nu se discută, da, da, unul cei mai buni. Și zic, da, cam... Avem eu problemele astea, dar zic, nu, încercăm. Le-ați depășit. Încercăm. Așa da, este. Da, nu, nu. Așa. Apropo de asta, doamna Elena Răileanu este cea care ne-a făcut cunoștință cu dumneavoastră. Da, acum e bună ziua, drăguța de ea. O îmbrățișăm și eu pipăm și da, multă sănătate și tot binele din lume. Da. Și îi mulțumim încă o dată pentru că ne-a făcut ne-a să unit, ne cunoaștem sigur și ne-a unit da, sufletele. Așa da, este. Și de data asta, tot prin dumnea ei, tot grație dumnea ei, uite, s-a mai închegat o colaborare frumoasă. Da. Aici, pe pământ, pe pământul nostru din Basarabia. Da, da. Și am auzit pe urmă, m-am documentat pe urmă despre Ion, pentru că nu-l cunoșteam, și m-am documentat și am văzut că are melodii cu foarte mulți soliști și cântate și de, chiar de el însuși. Și atunci am spus, măi, înseamnă că el, știi ce are? El are tiparul șlagărului, înțelegi? Tiparul șlagărului care nu... foarte mulți îl au în suflet, îți dai seama de melodiile care se pot cânta cu publicul. Ăla înseamnă exact, șlagărul adevărat, știi? Care se prinde ușor de urechea omului. Da. Exact. Da. Atunci vă rugăm foarte mult să ne cântați piesa, că deja nu mai putem să suportăm acest suspans. Deci ea se numește O simplă întâmplare. A fost o simplă întâmplare sau nu? Sau a fost destinul? Sau destinul da, e... Da, v-am spus că este un mesaj al destinului când o să o asculți. O să înțeleg despre ce este. O să înțelegi, da. Cu drag de dumneavoastră, din scena platoului nostru aici de la Vedete Fără Secrete, pe Busuioc TV, vă cântă marea artistă Ileana Șipoteanu, iar noi revenim imediat după. O simplă întâmplare atunci când eu te-am întâlnit la ore scruce de destine. Tu n-ai fi în viața mea, pe altă stradă ai fi trecut și eu nu te-aș fi cunoscut. La altă poartă mă opream, nu acea ușă deschideam, în ochii tăi n-aș fi privit dacă nu te-aș fi întâlnit. Pământul-i mic, lumea e mare.
atâtea inimi bat sublim, dar dintr-o simplă întâmplare ne-a fost sortit să ne întâlnim. Acum nu-mi pot imagina că tu n-ai fi în viața mea, pe altă stradă ai fi trecut și eu nu te-aș fi cunoscut. La altă poartă mă opream, nu acea ușă deschideam, în ochii tăi n-aș fi privit dacă nu te-aș fi întâlnit. Noi vom păstra în amintire miracolul ce l-am trăit, ca pe o binecuvântare a dragostei ce ne-a unit. Acum nu-mi pot imagina că tu n-ai fi în viața mea, pe altă stradă ai fi trecut și eu nu te-aș fi cunoscut. La altă poartă mă opream, nu acea ușă deschideam, în ochii tăi n-aș fi privit dacă nu te-aș fi întâlnit. Aplauze, prieteni! Am revenit! Vă susținem! Vă susținem! Bravo, 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 bis! Bravo, bravo. Felicitări și dacă a zis că ați tot testat-o la public și oamenii au reacționat pozitiv, atunci să cucerească și inimile tuturor spectatorilor noștri. Deja am primit un mesaj de la o doamnă și mi-a spus că în mai are nunta de argint și că își dorește această melodie. Ați văzut cât de repede s-a... Da. Pentru un dans al mirilor de argint. Extraordinar! Ce v-a dus la Chișinău, de fapt? Că din câte am înțeles, câte am mai apucat să discutăm noi așa în culise, știu că ați avut mai multe evenimente și toate la oaltă și toate foarte, în foarte scurt timp și, nu știu, în general, cum reușiți să faceți atâtea? Am putere, încă am putere. Doamne ajută! Și convingere. Și convingerea că un artist trebuie să ardă până la capăt. Am venit împreună cu câteva... prietene și colege de la Universitatea Ovidius să prezentăm aici, la Academia de Muzică și Teatru, adică să fim părtașe la prezentarea tezei de doctorat a colegei mele de la Universitatea Ovidius, Inga Ceban, pe o lucrare a maestrului Dumitru Lupu. Ea se numește Adio Chiustenge, este un libret semnat de Carmen Aldea Vlad, și împreună cu Ruxandra Mirea, care este profesor la Universitatea Ovidius, am venit să o susținem pe Inga, pe această lucrare. Am fost deosebit de onorată și de fascinată. Știi ce frumos a fost? Nu vă dați seama ce frumos a fost. Ea a avut un tonus foarte bun și această lucrare, care visul maestrului este să o punem, visul lui era să o pună el cât trăia, în scenă, cu orchestră mare, cu balet, cu mulți cântăreți, cu actori, dar n-am mai apucat și vorbind cu Inga despre această lucrare înainte de a pleca, ea s-a hotărât să facă o teză de doctorat pe marginea acestei lucrări, care este absolut minunată și sperăm să găsim puterea financiară, pentru că de fapt de aici pornesc toate, toate pornesc de la bani. Suntem așa într-un artiști într-un impas foarte mare, foarte puțini își pot plăti, își pot permite să-și plătească spectacole, să-și exact. Plătească eu știu, evenimente speciale și atunci dacă apelez la anumiți sponsori au și ea niște pretenții colosale și nu știu, zici că toate la timpul lor, cred că n-a venit timpul. Așa sunt eu. Da, vă gândiți să o readuceți în scenă.
trebuie neapărat să deci facem. Deci acesta a fost doar începutul. Și din statutul de doctorandă a Ingăi, acum putem să-i spunem doamna doctor că a trecut cu foarte bine mai departe. Și ne bucurăm foarte mult pentru asta și am cunoscut oameni minunați aici la Academie și vreau să vă spun că atunci când am pășit în Academie, mi s-a strâns pielea pe mine pentru că în fiecare sală de Academiei se cânta. Unul cânta la vioară, unul la flaut, unul la pian sau voce. Deci atât de frumos a fost și atât de impresionant pentru că nu toți au ocazia să pășească într-o astfel de instituție și mai ales muzicală și teatrală, normal, nu? Deci mi-a plăcut foarte mult. Tare drăguț, ne bucurăm foarte mult că Chișinăul v-a lăsat ca de fiecare dată impresii pozitive. Foarte pozitive, mai ales în artă. Pentru mine Chișinăul este foarte sus. O mulțumim. Dar nouă ne place la Constanța. Dacă vă place la Constanța. Ne plac serile la Constanța. O seară, nu ne putem uita. Nu, o seară la Constanța. Da, exact. Ce, nu vă pot uita, dar eu am în repertoriu, am preluat-o și eu. Foarte frumos. Eram sigură, dar nu aveam cum să fie altfel. O am în repertoriu și chiar au fost discuții pe marginea acestei melodii la noi, la autorități acolo, la primărie, să fie chiar un in al Constanței. Așa. Și vor să o facem cu mai mulți artiști locali cu nume, cei care suntem din zonă. Bine, eu nu sunt din Constanța, eu sunt din Rucărbram, Brașov. Da, acolo stați, la Constanța. Dar locuiesc de 32 de ani acolo. Așa că deja sunteți din Constanța. Da, fiica mea este constanțeancă, așa că, da. Dar oricum, este orașul meu care m-a adoptat. O ultimă întrebare înainte ca să ne cântați, nu ca să ne luăm rămas bun, că mai avem timp, slavă Domnului. A zis că ați venit cu colegele de la universitate. Ovidius, da. Da, din Constanța, atunci să înțeleg că ați îmbrățișat o nouă meserie. Sau, da. Sau ce ar trebui să înțeleg din asta? Că nu era la fel când ne-am văzut data trecută. Așa este. Mai descoperit niște secrete. Eu am venit în primăvara lui 2018 la tine și în toamna lui 2018. De atunci sunt cadru didactic la Universitatea Ovidius pe master, la studenții de la master, pe tehnici muzicale pentru actori, pentru că eu am terminat facultatea de actorie și m-am îndreptat către asta. Vreau să spun că desfășurați o activitate pedagogică în toată puterea cuvântului. Da. Da, și chiar îmi place, am o relație foarte frumoasă cu studenții. Îmi place ceea ce fac. Nu știu, cred că am așa, probabil și un tonus bun, ei mă iubesc foarte tare. Colegii, cum să spun, fiecare își vede de treaba lui, deci nu avem niciun fel de amestec către ceilalți, așa că treaba merge înainte. Hai să mergă și emisiunea asta înainte cu muzică. O să vă ofer o melodie pe care n-am adus-o încă aici la Chișinău, semnată Ovidiu Comornic, că imediat după plecarea maestrului, prima melodie pe care am înregistrat-o cu un compozitor, cu un alt compozitor, Ovidiu Comornic, pe versurile Elenei Răileanu. Femeia are dreptul la iubire și, cum îmi place mie să spun, femeia are dreptul la orice. Ați auzit, dragele noastre telespectatoare? Rămâneți și în continuare cu artista preferată, Ileana Șipotean, iar noi revenim! Căutarea fericirii se aruncă toată în patima iubirii și chiar de-a fost odată înșelată, ea tot mai crede în dragoste curată. Când a căzut răpusă de trădare, se lasă în genunchi cu disperare și cere condamnată și osândită doar dreptul de a iubi și a fi iubită. Și cere condamnată și osândită
doar dreptul de a iubi și a fi iubită. Femeia are dreptul la iubire, să soarbă din paharul fericire, și îngeri va purta pe brațul ei, născuți prin legământul dragostei. Lăsați să ardă în ochii ei scânteia, lumina vieții ce-a sfințit femeia, lăsându-i să înflorească trandafiri și zâmbete în blândele-i priviri. Pământ nu sunt femei urâte, sunt doar femei ce încă nu-s iubite. Iubirea este taina frumuseții, ce au cântat-o în versul lor poeții. Femeia tandră și seducătoare, supusă-și cere cruda condamnare, în dragoste să fie răstignită, un singur drept de a mai fi iubită, în dragoste să fie răstignită, un singur drept de a mai fi iubită. Femeia are dreptul la iubire, să soarbă din paharul fericire, și îngeri va purta pe brațul ei, născuți prin legământul dragostei. Lăsați să ardă în ochii ei scânteia, lumina vieții ce-a sfințit femeia, lăsându-i să înflorească trandafiri și zâmbete în blândele-i priviri. Femeia are dreptul la iubire, să soarbă din paharul-i fericire, și îngeri va purta pe brațul ei, născuți prin legământul dragostei. Lăsați să ardă în ochii ei scânteia, lumina vieții ce-a sfințit femeia, lăsându-i să înflorească trandafiri și zâmbete în blândele-i priviri. Revenit la fel de inspirată ca și toate telespectatoarele noastre. Da. După această melodie dedicată femeii și feminității. Femeile minunate. Femeia eterna poveste. Pentru că este o poveste, femeia. Cu adevărat. Cu adevărat. M-am prins acum la gândul că probabil nu v-ați cunoscut decât acum. Deci, da. Noi am vorbit deci, doar dacă ați venit cu alte, dacă ați venit cu alte treburi la Chișinău, cu Academia, cu colegii, cu tot ce ați mai avut de făcut pe aici, îmi dau seama că probabil nu v-ați, mai, nu v-ați văzut așa față. Noi am vorbit doar la telefon, și, dar destul de puțin, nu mult. Dar ne-am cunoscut ieri, nu? Alaltăieri? Marți, seara, când am vizitat-o pe Elena, am fost la Elena acasă. Ați colaborat la distanță? Da. Da. Da, păi așa se întâmplă acum. Așa se întâmplă, draga mea. Merge? Merge. E ok? Cum să nu merge? Puge? Da. Mă bucur foarte mult că l-am cunoscut. Este un om foarte temperat, așa, e calm, este față de mine, care eu sunt mai vulcan. Vulcanică, sunt da, vulcan, temperament vulcanic. El e foarte calm, așa, vin acum, avem timp, facem, trecem. Bravo, Ion, bravo! Da, mulțumesc! Se prevăd așa la orizont și alte colaborări, alte nu melodii? Nu se știe, că nu știi cum e, nu se știe niciodată. S-a pus în discuție domnul compozitor. Vedem... Dacă vine curajul? Dacă vine, da, curajul. Deja la mine ieți curajul, că deja să propunem chiar astăzi ceva, niște linii melodice. Ați auzit? Da. Ceva ce nu știați. Am propus un duet să facem, dar Liliana a zis că nu prea. Nu prea le-am cu duetele. Nu, am trei duete am, în toată cariera mea de artist. Am făcut trei duete. Unul cu Gabriel Dorobanțu cu Despre toamnă,
unul cu Cătălin Crișan despre orașul meu, când era orașul meu pe vremea comunistă, orașul București, și unul cu Daniel Iordăchioae. Avem o melodie foarte interesantă din repertoriul internațional, scris în limba română de Mala Bărbulescu, Unde mergi, iubirea mea. Astea sunt cele trei duete pe care le-am făcut la viața mea, dar mi-a fost foarte greu că niciodată, o singură dată ne-am prins unii pe alții să filmăm sau să... În rest, n-aveam cum, știi? Da. Și atunci am zis... Și atunci a patra ar fi cu Ion Istrat. Ați auzit la mai da. Nu prea cred că mai ești de cum vrea Dumnezeu, că până la urmă să știi că eu cred foarte mult în destinul acesta. Eu cred foarte mult că dacă va fi să fie, așa va fi. Da, uneori se aranjează toate așa de la sine, fără ca să faci prea multe eforturi. Da, sau... Nu forțăm lucrurile. Da, exact. Nu se știe, că într-adevăr nici nu ați ascultat melodia. Păi nu, încă. Nu, eu știu doar atât, melodia asta. L-am ascultat, am spus că m-am documentat să văd ce mă... Și el colaborează și cu o artistă din România, cu Agata Toma, care mi se pare foarte bună și o colaborare foarte frumoasă, nu-i așa? Da, da, da. Hai, spune ceva. Da, dar avem deja patru... duete cu Agata. Îi plac duetele și știi da, de ce? Da, duetele da, cu fete frumoase, cu femei. Știi frumoase. De ce? Pentru că el este mai emotiv. Nu vrea, când este singur intră în panică, știi? Așa am observat, da. Dar când este, nu știu, soția lui, dacă te susține în povestea asta. Sigur că da. E, dacă îl susține. Trebuie să faceți atunci... un duet. Da. Ei, dacă te susține, atunci e foarte bine, foarte bine. Mă bucur foarte mult, eu ți-am spus, eu sunt o fire pozitivă, eu sunt rac spre leu, sunt în zodia rac spre, sunt acolo în cuspidă, da? Am, cum să spun eu, calmul, știi cum merg eu pe principiul încet, dar sigur. Adică încet cum merge racul, dar sigur cum e leul. Vezi că nu v-a zis nici da, nici nu, doamna Ileana, așa că... Rămâne să descoperim asta împreună. Da, da, da. Și cine știe, poate la următoarea... Ce e simpatică! Poate la următoarea emisiune. Da, nu putem să știm. Cu duetul sau cu alte melodii create de doamna Ileana Răileanu și domnul Ion Istrati în interpretarea dumneavoastră minunată, doamnă. Doamne ajută! Doamne ajută, să fie bine! Mulțumim tare mult că ați găsit timp să ne vizitați și să ne împărtășiți emoțiile și creația dumneavoastră muzicală. Și desigur că nu o să vă lăsăm să plecați acasă așa ușor. Dacă nu ne cântați ceva, nu tot despre femeie. Tot despre femeie, pentru că femeia este fascinantă. Este... Toate femeile sunt frumoase și romantice. Toate sunt, numai că unele nu descoperă, știi? Ai văzut în Femeia are dreptul la iubire... Pe acest pământ nu sunt femei urâte, sunt doar femei ce nu sunt încă neiubite. Mm-hmm. Ai înțeles, da? Da, da. Deci, și asta. Eu am înțeles. Da. Să nu uitați, și dragi bărbați. Și romantică femeie, Dumitru Lupu versus Elena Răilean. Minunat, cu drag și multă bucurie vă ofer scena platoului nostru și vă aștept și data viitoare. Mulțumesc, Doinița, ești minunată. Cu drag de dumneavoastră, ca de fiecare dată, trup și suflet, mereu a dumneavoastră, minunata doamnă a cântecului, Ileana Șipoteanu. Iar noi revenim imediat după. A dat magnolia în floare geamul primăverii mele și mă mai cred seducătoare, mai cred în cerul plin de stele. Îmi las trecutul în vâl de ceață și iau doar visele cu mine, căci m-am îndrăgostit de viață și cad în dulcea ei genune. Romantică femeie, prietenii îmi spun, când ochii mei scânteie, păpăi de foc nocturn, mă las în voia soartei, pășesc peste abis, ascult acordul șoaptei la brațul unui vis.
așa voi fi mereu. Și flacăra iubirii va arde-n pieptul meu. Romantică femeie, plutesc prin vis ușor și inima mea bate cuprinsă de un dor. Floare înflorită și mă arunc în val de mare atunci când știu că sunt iubită. Văd universul în oglindă, smerită mă închin luminii. Nu mi-aș dori o altă clipă decât iubind sub raza lunii. Romantică femeie, prietenii îmi spun, când ochii mei scânteie, păpăi de foc nocturn. Mă las în voia soartei, pășesc peste abis, ascult acordul șoaptei la brațul unui vis. Romantică femeie, așa voi fi mereu. Și flacăra iubirii va arde pieptul meu. Romantică femeie, plutesc prin vis ușor și inima mea bate cuprinsă de un dor. Prieteni și încă un oaspete foarte drag, un bun coechipier, aș putea zice că el deja este trup și suflet parte din familia Busuioc TV. Astăzi la noi în ospeție, artistul vostru mult îndrăgit, Igor Cuciuc, întâmpinați-l ca pe scenă, Igor, bravo! Cum din aici al neamului haiduc? Al neamului haiduc, zic, la emisiunea de folclor, pentru că astăzi tu ești în Sacou, al neamului domn. Da, oh. Al neamului domn în Sacou, așa, Igor Cuciuc. Așa îmi place, așa să o prezinți. Da, da, Igor, da, astăzi da. Ți-ai tras un sacou roșu ca focul, să te vadă fetele de departe, da, toate fanele Busuiocului. Să nu mă duc ochii, nimeni. Dar ce? Dar cum să te duc ochii? Că noi artiști și așa suntem de ochii deodată, da, la natură. Să de ochii, da, de când ne-am născut. Deodată așa ne-am născut, orea cât de ochii. Da, să știi că îmi place foarte mult, de ce m-am îmbrăcat așa, pentru că îmi place foarte mult și muzica ușoară, îmi place și mult, foarte mult și straile, deci costumul clasic. Clasic, da. Clasic, da. Te prinde bine. Păi, că tu ești, aici Elvis. Trebuie să te prezint Elvis Presley de Moldova, oh. Cum te prezint eu de multe ori la... Cum mergeam ieri pe stradă și m-a văzut niște adolescenți. Și îmi spun, că măi, uite, seamănă cu Elvis Presley, zic, stai, Igor Cuciuc, măi, zic. Dar trebuie să spun, știi cum, sămânați cu o vedetă națională și una internațională. Cu cine? De cu Igor Cuciuc și cu Elvis Presley. Trebuie așa să-ți spună. Să știi că, cum s-a primit așa că mi-a lăsat eu, așa, bochemboarde, da? Nu știu cum se spune, poate mai, dar cred că așa, bochemboarde. Cred că, nu știu, eu dacă nu am, nu știu cum se numește. Da, 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 tu n-ai, da. Trebuie să-ți înclei numai. Odată mi-am lăsat așa, cred că nu eram eu frezat, îmi plăcea să port părul mai lung, așa de altfel ca Cătălin, numai nu chiar așa de mare. Cătălin, prietenul tău, pe care îl respectăm. Auzi, prietenul nostru. prietenul artiștilor, care ne fotografează tot timpul frumos și avem poze frumoase. Așa face. Și cineva, când m-am frezat mai scurt și le-am tăiat. Și cineva îmi scrie acolo, zice că, domnul Igor, zice că mai bine vă stătea. Da, da, lăsați-le. Și atunci era un profesor de istorie de la mine, din Raionul Rușcan, familia Filip. Și atunci am spus că de ce nu. Și uite, cam așa s-a primit. Te-ai obișnuit, așa? Da, așa, poate pentru cei care nu știu, că tot e un lucru curios pentru alții, cred că. Da, da, da. Deci tu n-ai vrut să-l copiezi pe Elvis Presley, așa? Nu, nici într-un caz, n-am avut. S-a întâmplător.
întâmplător, dar sunt lucruri mai interesante de discutat, cred că e toamnă în calendar. Da, e toamnă în calendar, e un nou sezon, vedeți, fără secrete. Nu ne-am văzut de toată vara, adică da. Cum, noi ne-am văzut, dar la evenimente, la concerte, la... Nu ne-am văzut la emisiune. La emisiune, că emisiunea da. A fost în vacanță și chiar o să te întreb cum din a fost. Din primăvară nu ne-am văzut, da. Da, cum a fost vara asta pentru tine? A fost o vară plină de evenimente, de altfel ca la tine. Am reușit să merg și la mare cu familia. Am mai făcut ceva material nou, dar acum l-am făcut, dacă cinstit, săptămâna trecută, că toată vara mi-a încântat materialul care l-am realizat, Dulcei Moldoveanca, l-am promovat, care l-am lansat de anul nou, și de altfel câteva melodii de o melodie de muzică ușoară femeilor, frumoaselor femei, care o să fie în premieră aici, că n-am cântat-o niciodată, doar am înregistrat-o. Ați auzit, dragilor? Aveți avem o premieră, aveți o... Avem o premieră, avem o bijuterie muzicală. Bijuterie. Da. Femeilor, frumoaselor femei. Aici, te-ai îmbrăcat și în roșu, ai venit da. Și cu melodia nouă dedicată femeilor. Eu ți-am zis că tu special pentru fanele tale de la Busuioc te-ai gătit. Da, și bineînțeles celelalte trei melodii care le-am lansat de muzică etno, care toate sunt semnate de mine, text și muzică. Dragi prieteni, care tot o voi cânta astăzi la dumneavoastră, Nuntă mare și ce am mai lansat eu, Mama azi de ziua ta. Tu ai atâtea că deja nu le ții minte. Vai, am fost zilele trecute la un post de radio și am mai lansat eu niște melodii, dacă era de străinătate, și mi-am dat seama că, măi, oamenii de la radio, oamenii care ne ascultă din diaspora, online, ar vrea să asculte mai multe melodii de casă, de mamă, de tată, de satul părintesc, satul de unde au plecat. Și atunci am început să cânt eu, voi... Doamne, cât de greu îmi vine să merg pe drumuri străine, să merg pe drumuri străine, muncesc din greu să strâng banii, pe cei dragi nu-i văd cu ani, pe cei dragi nu văd cu ani. Iar când mă uit în oglindă, văd o față îmbătrânită, văd o față îmbătrânită, cad lacrimi pe a mea față, mă gândesc, Doamne, ce viață, mă gândesc, Doamne, ce viață. Și mă rog cât mai curând, și mă rog acum și să mă întorc cât mai curând. Vedeți, uitam tot textul. Și spun și că, Doamne, trebuie să mă pregătesc eu cu cântări de astea mai multe. Și zic, uite, dacă cum zici tu, să uite textul, să uite, pentru că atâtea vin, eu acum să încap cu alte versuri. Chiar acum, ieri am scris niște versuri la o sârbă de-a mea nouă și la o coră. Sper să reușească, dar să știi că le scriu versurile și pe urmă tot mă consult. Ori cu tine, ori cu cineva care să nu fie... Deci să fie scris, să fie o poveste clară sau mai lucrez la ele. Da, adică ți-a ideea așa, Dănița, după asta? Da, cu Dănița. După asta îți vine ideea așa, scânteia. Ideea, după asta o cizelezi deja. Da, cred că așa e. Și ți-a pus în Dănița nu vrea să-mi scrie acum versuri. Dănița Arsenie? Da. De ce? Colega noastră de la Buzău. Deci că tu le scrii foarte bine, tu ai maniera ta, ești scris singur. Zic, Doamne, m-a pus și uite că m-a încurajat și... Păi așa și este, că tu te descurci până la urmă, nu? Da. Nu ai nevoie de mare ajutor. Da, muzica populară nici nu necesită versuri atât de, eu știu, profunde. O istorie de viață, o istorie de tata, de mama, mă regăsesc în aceste versuri, știi? Dar aș vrea și niște melodii mai profunde, niște versuri mai profunde, eu știu, de țară, aici nu m-aș isprăvi. Cred că am nevoie de un specialist. Ei, hai să te gândești tu. Parcurs. Da, parcurs, hai să vezi. Tu te apuci de la una, așa vine alta, așa păi vine cealaltă. Da. Important este că nu te oprești niciodată și că ești mereu așa în mișcare și în activitate. Îmi place, eu nu fac deci repertoriu pentru bani, să știți. Eu le fac, mie îmi place. Nu, tu pentru bani de-amu ai. Să faci de-amu da. Destul. Tu bani de-amu ai destul, nu-ți mai trebuie atâta. Dar nu e vorba asta. Eu vă spun destul de sincer acest lucru și foarte sincer. Acum fac repertoriu când place. Vreau să ies cu ceva nou. Ai tu așa poftă să... Da, și acum am scris cu două melodii noi. În octombrie. Bun, dar asta care o să cânti astăzi prima, da? Da, la concert, apropo de concert, hai să facem un pic de reclamă. Da, haideți să ce facem. Concert este vorba? Este vorba despre concertul de la Chișinău Arena, organizat de Busuioc TV, unde noi, cu Igoraș, o să fim prezentatorii părții de muzică folclorică. Tare frumos prezentăm împreună, dar când vedeți, suntem acolo... Suntem geniali, dragilor! Genial, genial. Suntem geniali!
Mulțumim. Da, și hai mai spune-te mai departe. Deci, dragi telespectatori ai postului de televiziune Buțuioc TV, pe data de 17 octombrie vă așteptăm la Arena Chișinău la spectacolul Firicel de Buțuioc. Exact. Unde va cânta marele Nicolae Bodgros. Va cânta minunata Doinița German. Extraordinarul Igor Cuciuc. Noi, pe lângă faptul că prezentăm și cântăm, spectacolul va avea două părți, partea de muzică ușoară și partea de folclor. Vor fi foarte mulți artiști îndrăgiți. Da. La final, la estradă, va cânta și maestrul Anatol Mârzenco. Da, minunat. Anatol Mârzenco, Capușon și Valera Liovski. Bă, oameni buni, veniți, nu pierdeți ocazia să-i ascultați live pe acești talentați. Dar și noi avem cântece frumoase, să știți. Sigur că da, foarte multă muzică este, o să fie minunată. Adrian Ursu, este Doinița Arsenie, Doina Arsenie. Da. Doamna Liliana Cazac. Doamna Liliana Cazac, da, Doina Solac. Deci sunt foarte mulți artiști. Superb, superb. Și eu voi veni cu melodii noi, nouțe. Da, și vei veni în calitate de prezentator, să nu-ți uiți costumul de prezentator acasă. Da, ne îmbrăcăm în alb, așa-i? Hai că vedem. Negru, hai că sau vedem. Negru, dar poate roșu. Poate roșu. Pantaloni roșii n-am. Dar o să vedem. O să vedem, o să ne combinăm noi și de data asta. Da, și la populară deja. Da. Facem cea frumos. Am și costum nou de muzică populară. Și eu am costum nou, special pentru concertul ăsta l-am găsit. Câte costumuri avem, da, deci, dragi telespectatori, suntem pregătiți să vă invităm. 17, voi ați auzit bine. 17 octombrie! Undeva. Voi auziți? Cătălin, tu auzi? De 17 octombrie, Arena Chișinău vă așteaptă un spectacol de zi. La un spectacol grandios, cel mai așteptat spectacol al anului, Firicel de Buțuioc cu Buțuioc TV! Ceva special. Da, ne-am luat cu vorba cu concertul și am uitat ce vreau să te întreb, că vreau să te întreb ceva și mi-a zburat din cap. De piesa pe care urmează să ne-o cânti. Da, aceasta nouă. Asta este... Că tu mi-ai zis că e piesă nouă-nouță, da. Și asta cum ți-a venit în cap? Tot tu ți-ai scris-o? Nu, asta e melodie scrisă de text și muzică Alexandru Udovicenco. Aha, e scrisă mai de mult sau e mai proaspătă? Nu, e scrisă proaspătă acum. A, e scrisă proaspătă, așa. Da, anul acesta e scrisă. Chiar acum, anul ăsta e scrisă și anul ăsta e realizat. E scrisă în februarie și am cântat-o doar la evenimente. Melodia femeie. Nu, să nu te mire că te întreb. Că am mai avut niște filmări recent și una dintre invitatele mele a venit cu o melodie scrisă acum 30 de ani, pe care a făcut-o abia acum. Îți dai seama? Melodie făcută cu 30 de ani în urmă. Și abia, adică a fost construit 30 de ani în urmă și a fost lansat abia, iată, săptămâna asta. Imaginează. Și asta întrebe, piesă veche, nouă, cum e la tine? Care e istoria piesă? E piesă nouă. Eu l-am rugat pe Alexandru să-mi scrie ceva despre femei, pentru că muzica ușoară e un pic străină pentru mine. Acum deja mă familiarizez mai cu muzica ușoară. Dar eu îmi scriu muzica, eu nu îmi place să merg la evenimente, la spectacole și să cânt melodiile altor interpreți și pentru asta mi-am făcut melodiile mele. O sărutare femeilor frumoaselor femei, mama e una pe pământ, mulțumesc mamă și tată și am melodiile mele, satul meu moldovenesc, câteva melodii am, femeie înger pe pământ. Ceva, am vreo 10 melodii de muzică ușoară, dar sunt melodiile mele și eu cu care mă mândresc. Da, sunt melodiile din repertoriul propriu și tu poți să le intercalezi în programul tău de muzică de folclor. Și l-a rugat că vin în martie și zic că Alexandru, te rog să-mi scrii ceva pentru femei. Și deja se potrivește cu fiecare sărbătoare. Că femeii place să fie femeie cântată non-stop. Femeia e o stea de pe cer. Ați auzit, fetelor? Femeia e o stea de pe cer. Femeia e o stea de pe cer. Femeia e dor și mister, doar cu ea poți găsi dragostea, pentru ea bate azi inima, pentru ea noi mai scrim poezii și aprindem în suflet făclii. Femeia e o floare de amor, lângă ea respiră mai ușor. Femeile frumoasele femei, răsună melodia dragostei, femeile sunt îngeri pe pământ câteodată. O viață asta slăviși, nu era în cântec. O viață lui slăviși. Fetelor, ce să fac? Să-l mai invit pe Igor să ne cânte în scena platoului sau ne-a cântat deja de pe canapea? Eu cred că spectatorii noștri le place că noi cântăm și live.
Cu siguranță. Da, ceva ne aud live. Și eu cred că ei s-au inspirat acum și vor dansa în pereche. Eu sugerez acum soților să le invite la dans. Da, să le invite la dans și să le cumpere câte un buchet de flori, câte un parfum, ceva, câte un automobil, câte un ruj. Ceva modest așa. Ceva modest așa. Și cercei cu diamante, modest așa. Niște pantofi așa. Da, până la cadouri invitați fetele la dans. Igor, așa, ești gata să ne cânti? Cu mare drag. Dragilor, chiar la această clipă, artistul vostru preferat, Igor Cuciuc, cântă aici, la Vedete Fără Secrete. Femeia e o stea de pe cer, femeia e dor și mister. Doar cu ea poți găsi liniștea, pentru ea bate azi inima. Pentru ea noi mai scrim poezii și aprindem în suflet făclii. Femeia e o floare de amor, lângă ea respiră mai ușor. Femeile frumoasele femei răsună melodia dragostei. Femeile sunt îngeri pe pământ, o viață lor slăvi și-am să le cânt. Femeile frumoasele femei răsună melodia dragostei. Femeile sunt îngeri pe pământ, o viață lui slăbi și-am să le cânt. Dă dragostea, femeia ne poate ierta. Ea e soră și mamă mereu, pentru noi ni le-a dat Dumnezeu. Doar cu ea poți porni pe un drum, doar femeia te face mai bun. Femeia e soare și foc, numai ea ne aduce noroc. Femeile frumoasele femei răsună melodia dragostei. Femeile sunt îngeri pe pământ, o viață lor slăvi și-am să le cânt. Femeile frumoasele femei răsună melodia dragostei. Femeile sunt îngeri pe pământ, o viață lor slăbi și-am să le cânt. Dragostei, femeile sunt îngeri pe pământ, o viață lor slăvi și-am să le cânt. Femeile frumoasele femei răsună melodia dragostei.
Femeile sunt îngeri pe pământ, o viață le-oi slăvi și-am să le cânt. Și acum toate cuplurile de îndrăgostiți să se sărute! Amar! 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 Așa, dar ce să-ți sărut? Dar chiar, te rog, că da. Se poate, că suntem de-ai noștri, nu? Da, pe obraz suntem se o poate, familie. Se poate, pe obraz, deci noi nu e o problemă. Da, putem zis, Cătăline, de voi. Da, și eu îi dau voi să o salut pe soția mea, Diana. Da, și Diana îi dă voi. Dar numai pe obraz. Dar știi, știi care-i treaba? Că vă dăm voi și voi o să ne pupați, dacă nu o să ne invitați la evenimentele voastre. Și noi inventați sărutul, oameni buni, pe fața pământului să dea Dumnezeu sănătate, într-adevăr, sărutul. Pe asta n-am auzit-o. Da, și că bărbați sau femeile, cum spunea Gheorghe Urs, cine o inventa, bărbați sau femeile? Dar cine o inventa? Maestru Gheorghe Urschi spunea că bărbatul a inventat sărutul. Că sărutându-și femeia, măcar așa să-i mai închid o leacă gură la femeie. Sărutându-o. Ați așa auzit? Că sărutați, dar vedeți că femeia e nervoasă. E nervoasă și vorbești prea mult. Vorbești prea mult și, nu știu, și acolo nu are dispoziție, sărutați-o. Sărutați-o și din dispoziție vă face zam. Vă face mămăligă cu zam. Mămăligă cu zam. Vă faci tot ce vreți, vă faci mai băieți, da. Mai. Așa faci, că secretul dacă... e sărutul. Pupați femeia, măi băieți, că vă faci tot ce vreți. Ia uite, pupați. Ai văzut și cântica am compus. Superb, tu poți să faci niște texte fenomenale. De la putut până la făcut, e mult cale o trecut. Ai înțeles? Hai. Că Lenei mare cu coană. Lenei mare cu coană. Da. În schimb, că tu ești harnic, bravo. Mulțumesc. Nota 10. Îmi place, deci cum am spus, eu cred că darul ăsta este de la Dumnezeu să cânt, să scriu muzică. Și îmi place foarte mult. Deci nu fac acest lucru pentru bani, cum am spus inițial. Îl fac de plăcere. Deci muzica e o relaxare, o revelație pentru mine. Eu nu te-am întrebat, mă tine, niciodată întrebarea asta. Tu ești vreodată trist? E ca pe mine multe ori lumea așa mă întreabă la interviuri, știi? Dar eu pe niciodată nu te-am întrebat. Tu ești vreodată trist? Pentru că eu mereu te-am văzut numai cu bună dispoziție, numai cu energie, numai cu zâmbetul pe buzi. Omănos întotdeauna. Da. Așa, un om de treabă, un om prietenos, un om respectuos, corect. Un om cu calități frumoase. Nu, într-adevăr, că nu te laud așa, chiar tu ești așa, te prezinți tu în societate, în public, colegii. Tu ești vreodată trist și supărat? Eu, sigur că am momente când sunt trist, când, spre exemplu, ceva nu mi-a reușit, pot să nu reușească. De exemplu ce? Am fost la o sărbătoare și n-am, erau oameni foarte, foarte închiși sau foarte fudui și eu n-am reușit să fac. Există așa ceva? Da, și eu sunt nervos atunci. Dar există și așa ceva? Sau în trafic. Da, sunt așa cazuri. Când oamenii sunt prea pompoși, nu joacă nimeni. Ești nervos de acolo și asta a fost nuntă, nici nu trebuie să mă invite. Dacă nu vor să danseze, da? Da, nici nu trebuie să mă invite. Dacă lor le place, uite la tine că la concert, de ce nu? Da, și am... și nu-mi place în trafic, da, când taie cineva calea sau cam de genul ăsta, sau când nu-mi reușește un vers. Mă nervez, deci cum eu nu pot... Ia uite, cum tu, uite, tot zici cuvântul mă nervez și mor de râs. Ce fel de nervi să ești? Eu am de râs, ești vreodată supărat așa... fața așa, rea, supărată. Nu, că nu mă ascultă Andreea. Și când vine târziu acasă. Tu trebuie să fii odată, când vine târziu acasă, tu trebuie să fii odată cu Andreea, eu să o întreb dacă taicul este rău vreodată. Dacă da, faci fața rea. Zic Andreea. Da, dar la mine și fața, ia și uite, toată fața zbun, ochi, ochi, bun. Nu poate da, asta vreau să spun că fața ta, tu ai așa o față, că la tine și fața rea tot e bună. E tot e blândă, știi? Da, atunci cred că e ca mai degrabă așa, când vin târziu acasă, când vine Andreea târziu acasă. Și tu îți faci griji, da? Îmi fac griji, sigur că da. Că e fată 17 ani jumătate, e fată frumoasă. Tare frumoasă, drept, chiar frumoasă. Rea pentru tata, orice părinte. Copilul lui e cel mai frumos. Da, dar fata asta tot o smărit și o să duc de acasă, știi, da? Da. Conștientizezi, realizezi ce fată mare și frumoasă ai. Da, are un drum greu, eu cred, consider, dar frumos. Dacă o să continui cu muzica, o să aibă un viitor bun. Eu o susțin în toate, ca și orice părinte. Și o să-mi aduc și ea nepoți, nepoțele, ca să le aducem la busuioc aici. Doamne ajută, dar asta cu timpul, că mai, cu timpul, da. Mai durează până atunci. Da, are, care fata da, alte chestii, multe de făcut.
Da, acum cum tineretul se căsătorește, ca în Europa, pe la 27-30 de ani. Da, cum? Își fac copii și mai târziu. Deci nu ești supărăcios, înseamnă că practic nu niciodată. Nu supărăcios, nu sunt răutăcios pe cineva. Fiecare are loc sub soare, fiecare avem drumul nostru pe pământ. Important să facem cât mai multe lucruri frumoase, dragi telespectatori. Să facem cânt, ce frumoase noi artiștii, să aducem bucurie. Asta e munca noastră care o aducem, videoclipuri noi. Ceva frumos. Să aducem emoții atunci când intrăm în scenă. Emoții pozitive. Lumea plătește pentru emoții, când se duce la toate chestiile astea, la landurile astea, știți, topoganii, vor emoții, vor la un spectacol, la un teatru, să vadă un film, să vadă o poveste, o lacrimă. Păi noi putem scoatem de oameni tot o lacrimă și zâmbet pe față. Și să aducem bucurie. Și să-l încurajăm pe om să fie mai optimist. Că viața e foarte frumoasă. Cu siguranță că așa este. Tu ai întâmplat vreodată dificultăți în cariera ta, în viața ta? S-a întâmplat vreodată așa? Eu poate să necăjit atunci când fac, poate cum ai spus, ca un cântic și nu-i apreciat, știi? Dar cine adică de să-l apreciază și nu-l apreciază? Că publicul întotdeauna te-a, da. Întotdeauna te-a apreciat pe tine. Sunt cazuri cine când le dai la radio și spune că, oare colegii spun că, mai ce mare cântec, chiar ai făcut de Zamu sau de Mămăligă. Uh-huh. Eu am spus că noi o să treacă timp și o să vedeți voi că eu am făcut cântecele din popor. Da, despre noi. Despre viața noastră. Despre oameni, ce da, mâncăm exact. Noi. Reflectă realitatea da, lumii în care trăim și noi. Și le spun că o să treacă timp și o să vedeți voi, să vă întoarceți la repertoriul meu, Zama de Găină, Jinișorul moldovenesc care îl cânt. Și tot așa. Și se întoarce până la urmă, rata. Și până la urmă, chiar așa și la tăi îți place. Până la urmă, la tăi îți place. Și atunci... Da, dar la început te mai da. Calc așa pe coadă. Da, mă duc la orchestră, pun notele și Mămăligă și cântica asta, Mămăligă. Mm-hmm. Voi imprimați. Iar Mămăligă ceva. Dacă le cânti numai de mamă, de tată, zic, măi, repertoriul trebuie să fie vast. Ca și situațiile în viață. Ca și oameni diferit. Diferiți trebuie să fie. Diferite melodiile. Păi, până la urmă, publicul mă apreciază și asta e, le mulțumesc foarte mult, dragi telespectatori, pentru că mă apreciați. Publicul te înalță, da, Igăraș, da, publicul da. Te înalță, nu altceva. Da, publicul, da, nu mai tragem noi atenție la colegi răutăcioși și, din contră, le spun Dumnezeu să le dea sănătate, inspirație și să facă ei mai bine dacă pot. Da, Doamne ajută. Faci-ți mai bine. Că tu nu ești împotrivă. Ba din contra, o să îmbogățăm tezaurul național, tezaurul cultural. Național și, da, exact. Biblioteca muzicii populare și muzicii ușoare, când și noi frumoase, inedite. Așa că, dați-i foială. Da. Foială băieții și fetele. Poporul nostru așteaptă șlagări, următorul șlagăr de muzică populară așteaptă. De la toți, nu numai de la mine. Doamne ajută la toată lumea. Tu ai întotdeauna o viață artistică tumultoasă. Tu, într-adevăr, cânti foarte mult. Că eu te urmăresc pe rețele da. Și... Adică tu cânti la foarte multe concerte, evenimente private, publice. Cânti aici, cânti peste hotare, diaspora, în România foarte mult, la pentru români. Exact, da. Eu am vrut să spun că acum am fost în România și sunt foarte curios că lumea... Am fost curios că lumea așa de bine m-a primit la... Și îți cunoaște piesele, nu? Da, și îmi cunoaște piesele. 99 de cumătri, cântau tăți. Mai cât e de plăcut și după asta îmi scriau la videourile care le-am postat, îmi scriau acolo, Igor, atât de tare vă iubim, sunteți moldoveanul nostru de suflet, sunteți cel mai tare moldovean, sunteți cel mai bun și vă iubim cel mai tare. Mai zic, cum, oamenii ăștia deja mă cunosc și zic că eram frapat. Zic că... Păi știu piesele noastre. Da, știu piesele, da, ascultă cei de la ea. Și la evenimente, și la anunț cântă, parcă doar mergi la anunț plăcut, în România, nu? E atât de plăcut, oameni buni, când scrieți câte un comentariu pozitiv. Scrieți mai des, ia ca așa. Nu, scrieți și dacă... Păi ce vreau să te întreb? Că... Critică, dacă vedeți ceva, scrieți. Că noi ne corectăm, pentru că suntem și noi oameni, când să greșim. Scuzați-ne dacă ceva. Dumnezeu să te ierte. Da, știi cum spune, mă rog, de băierdeați, Dumnezeu să te ierte. Da. Uite, vorbim de toate activitățile astea pe care tu le ai. Eu am observat că tu tragi mult și la familie, îți mai faci, reușești să-ți faci câte o vacanță cu fetele. Cu fata, dar trebuie să-l lansăm. Aha. Am făcut un duet nou. Estradă sau folclor? Folclor. Da, dar tragi și la familie și cu odihna, ți reușești să mergi și în vacanță, am văzut pozele cu Diana, da, cu fata, frumos. Da. Bravo.
Alta era întrebarea, că din m-am pornit și nu am vrut să ajung. Tu, în afară de o vacanță pe an, mai faci ceva în casa aceea? Ceva de gospodărie, mai bați o țântă, mai dai cu un aspirator, mai... Sau tu faci numai creație și muzică și de restul să descurc fetele fără tine? Eu mai mult în bucătărie, când am poftă. Aha, gătești? Gătesc cea mai populară mâncare, cartofi prăjiți, că îmi plac la nebunii. Și așa, bravo. Facem cu soția, face prăjoale. Și eu, sau mici, cărnăciori, ceva facem, avem în cuptor, dar îmi plac cartofi prăjiți cu multă ceapă. Asta e rețeta ta de autor. Una jumătate de kilogram de ceapă, le moaie tare, le face gustoasă. Și cartofii și o ciornă punem. Da. Deci ți-e de gospodărie, îți place numai să gătești. Îmi place să gătesc. Mai trăgeam înainte cu aspiratorul, acum, să fiu sincer, n-am tras de mult. Cumpărăturile le mai fac eu, la piață, da, mă duc la piață, pentru că îmi place să cumpăr. Și la piața centrală? Piața centrală nu, la piața la Ciocana. Aha, știu piața ce am fost. Da, piața de la Ciocana, pentru că eu locuiesc la Râșcani, sectorul Râșcani. Da, dar eu îmi dau seama cât e divesel acolo, la piață. Da, la piața acolo, zice că domnul Cuciuc, vine să te servesc cu niște roșii. Astea se numesc roșii baba și moșneagul. Mă zic, ce fel de... Și eu zic, bine, serviți-mă. Și îmi dai acolo, îmi pune un bun kilogram. 45 de lei. Zic, am înțeles. Mulțumesc cum ați servit, da? Da, da, doamne, așa, mă. Dar cel mai important, că mi-a spus că... ceva de la Dubăsari. Dar îmi place să-și recomand tuturor. Nu, să nu vă fie rușine, să nu vă fie greu să vă duceți la piață, să cumpărați da, produse. Da, e perfect, poți să-ți alegi niște lucruri atât de faine. Niște prune, niște... Da, sau din grădina omului poți să găsești niște chestii de pe câmp, de pe niște produse extraordinare. Am fost și eu de vreo două ori vara asta, băi, ce frumos. Dar și e foarte interesant că-i vezi, că mai vorbești cu lumea, acolo parcă ești la o leac la concert, nu știu. Da, nu e de un ardei. Și zic că, și acolo strigă dintr-o parte, zic că, ia uite-l, Igor Cuciuc, ia uite-l. Și eu mă apropii de femeile cele care mă zic, că îi se rușinează oamenii. Și zic, bună ziua. Zic, m-ați cunoscut, cum mă cheamă? Și fac tot Moș Crăciun. Și zic, cum mă cheamă? Ei, că nu vă știm pe dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți Mihai Ciobanu. Eu zic, corect. Corect. Altă dată. Fetele au umor, da? Da, da. Nu. Cred că încurcă, știi? Altă dată îți spun, zic, o, domnul Suruceanu, bine ați venit. Zic, da, știi, oamenii? Și scuzați, dar cum vă spune? Că ei dacă văd artiști, știi? Nu, ei se emoționează, Igoraș. Dar alții mi-au spus în sat, că prima dată îl văd pe Nicolae Sulac cu carne șoasă. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Și eu zic, da, a plăcut comparația cu... Comparația a plăcută, dar nu da, dar, e prea posibil. Mare Nicolae Sulac, Dumnezeu să mă dinchească, dar au făcut niște perle. Uite, tot din viață. Hai să ne încurcăm bieție, oameni buni cu omenie. Moldovanul, cum nu dai, nu a făcut nu cu ceai, da. Când a fost perioada aceea. Da, că nu se dădeau voie, da, exact. Nu se putea. Tot așa, a făcut niște teme, turna gin și dați găluști. El tot a făcut când și culinare. Da, dar, da, mergem deci și deci am înțeles, Igor Cuciuc face în casă piața, că deci ne-am pornit și ne-am luat cu piața, altă vorbă. Piața, băi, când ne-am când vorbit, apoi uite, de ceas, de timp, de emisiuni, și vorbim tot ce treci prin cap. Da, că... de ce nu? De ce nu? Da, suntem mai noștri, auzi, că asta, de o parte, omenești, nu? Ce da, ne... simplu, așa vorbim. Ce ne forțăm? Ce ne forțăm? Oamenii, dacă vor să ne asculte, o să spui YouTube, o să spui Donița German, Igor Cuciuc, ți-am spus, într-o lună de zile să văd un videoclip la tine. Da, ce rimă. Ați văzut ce a zis tata Igor Cuciuc? Tata muzicii! Tata muzicii folclorice! Muzica populară, da. Sunt un reprezentant al muzicii populare și deci iubesc cântecul popular și îl promovez mai departe și îmi plac oamenii care din diasporă, că dacă acum spuneți spectacolul din diasporă, vreau să vă spun. Uh-huh. În noiembrie, decembrie. Ai să fii și pe acolo. Da, o să fiu în Italia, o să fiu în Germania. Doamne știu. Da, și aștept moldovenii îmbrăcați în costume populare, pentru că ei se uită pe YouTube la emisiunea noastră, în costume populare, să veniți fiecare gospodină, care măcar una din 10, să veniți cu sărmăluțe, să veniți cu plăcințele, că vine acolo. Da, eu vă dau voie la spectacol cu mâncarea voastră. Chiar dacă este mâncare de acolo, eu spun că eu am dat voie. Da, dar... să vii gălușile de acasă, a?
Da, de ce nu? Pentru că le pun și bun, noi azi nu suntem cu costume tradiționale și nu suntem cu muzica tradițională, pentru că suntem la Vedeți Fără Secrete, ediție de muzică ușoară. Igor ne-a prezentat una dintre cele mai noi melodii dedicate femeii de muzică ușoară, premieră, exact. Dar acum, pe final, o să ne cânti ceva etno, da? Da, dragi prieteni, mă simt bine. Așa se numește piesa? Dragi prieteni. Eu cred că tu pur și simplu ne informezi că tu te simți bine. Dragi prieteni, mă simt bine. Mulțumesc tare mult. Da, dragi prieteni, împreună trecem de orice furtună. Sunteți un dar pe pământ, doar cu voi bine mă simt. Mulțumim că ai venit alături de noi și ne-ai făcut și pe noi să ne simțim bine. Sperăm că și tu te-ai simțit bine la noi. Super, super. Ești mereu binevenit. Ne întâlnim la concertul din 17 octombrie. Vă așteptăm cu drag. Da, la Arena Chișinău, Firicel de Busuioc. Noi o să prezentăm ediția folclorică, partea folclorică. Cei mai tari prezentatori ai secolului. Ai secolului 21, exact. Donița German și Igor Cuciuc. Igor Cuciuc, da. Sigur, acolo ne vedem. Da, vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi, o să fie minunat, să știți. Cu siguranță. Iar tu ne cânti pe final, da? Piesa despre prieteni. Așa facem. Da, fiți așa cu noi, facem. Prieteni. Fiți alături de Igor Cuciuc și în continuare, dragilor, și bineînțeles alături de Busuioc TV. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Pe curând! Și ne bucurăm și de rele mai uităm. Viața este mai frumoasă cu prietenii la masă. Împreună când suntem, cântăm și ne bucurăm și de rele mai uităm. Dragi prieteni, împreună trecem de orice furtună. Sunteți un dar pe pământ, dar cu voi bine mă simt. Dragi prieteni, nu uitați, vă iubesc ca ai mei frați. Sunteți a mea bogăție, prieteni buni pe vecie. Și de bine te învață. Suntem mereu împreună, când avem inimă bună. Că prietenii de-o viață nu-și schimbă la lor față. Și de bine te învață. Dragi prieteni, împreună trecem de orice furtună. Sunteți un dar pe pământ, dar cu voi bine mă simt. Dragi prieteni, nu uitați, vă iubesc ca ai mei frați. Sunteți a mea bogăție, prieteni buni pe vecie. Suspine, ei mereu sunt lângă mine. Râdem, plângem, ne ajutăm, înapoi un pas nu dăm și uniți mereu suntem. Când mi-e greu și am suspine, ei mereu sunt lângă mine. Râdem, plângem, ne ajutăm, înapoi un pas nu dăm și uniți mereu suntem. Dragi prieteni, împreună trecem de orice furtună. Sunteți un dar pe pământ, dar cu voi bine mă simt. Dragi prieteni, nu uitați, vă iubesc ai mei frați. Sunteți a mea bogăție, prieteni buni pe vecie.
trecem de orice furtună. Sunteți un dar pe pământ, dar cu voi bine mă simt. Dragi prieteni, nu uitați, vă iubesc ai mei frați. Sunteți a mea bogăție, prieteni buni pe vecie.